din Providence. Episodul 4. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Urgență. Domnule locotenent, v-am dat ordin să țineți regim. Nu? E imposibil, doamnă doctor. Lunea e masa partidei amicale de bile. Marțea, prânzul la primărie. Miercuri iau masa cu mama. Oh, încetați odată! Nu se mai poate așa. De azi, supă fără sare și ceai de tei la fiecare masă. Eventual, duminica aș putea face puțină mișcare. Puțină mișcare? Mai bine ascultăm sfaturile, altfel va fi un dezastru, înțelegi? Oh, câtă dreptate aveți, doamnă doctor, puțină autoritate nu strică. Preveniți gripa vulcanică, e necesar să vă vaccinați împotriva acestui virus. Fiecare trebuie să se prezinte de urgență la dispensar, de mâine. Semnat, doctorița Frank. Nu vreau să aud de injecții. În plus am treabă. Trebuie să-mi repar radarul. Dar nu e decât o injecție mică. Ce fricos ești, Martin. Nu-ți face grijă, Oscar. Și Martin o va lua în curând pe calea prudenței. E rândul dumneavoastră, doamne doctor. Încă puțin efort și lista va fi completă. Baltazar, Miss Clarice, Oscar, Katia și Martin. Ei, sunt gata tartele! Poftiți! Un articol al doctoriței Frank despre gripa vulcanică. Vă veți vaccina? Știați că doctorița a descoperit virusul. Are dreptate să ne cheme la dispensar. Toți cetățenii responsabili trebuie să se vaccineze. Eu, de exemplu, în calitate de primar, voi face primul acest pas cu Baltazar. Dacă spuneți dumneavoastră, noi vă urmăm? Noi plecăm! Concursul de haltere e săptămâna viitoare, nu-i așa? Un vaccin ar putea să ne anchilozeze! În plus, am avut gripă când eram mici. Nu ne putem îmbolnăvi de două ori, nu-i așa, băieți? Vom merge și noi la dispensar. Nu vă speriați, băieți. Mergem să luăm niște vitamine. Ne vor ajuta să câștigăm concursul de haltere. Wow, genial! Dar cum facem? Fred și ceilalți sunt acolo la dispensar. Nu-ți face griji, n-o să stea acolo toată ziua. Și oricum vom fi discreți. Ai dreptate, frații Cerberi sunt cei mai buni. Un vaccin ca să nu mă îmbolnăvesc. Ia uzi, la 90 de ani sunt mai proaspătă decât un trandafir. Ce înseamnă asta? Nimeni? E cineva aici? Doamnă doctor, unde ești? Parcă n-au viață! Doamnă doctor! Uite o listă! Fred, domnul Rudolf, Baltazar, ei sunt pe coridor. Și următoarea
Sunt eu! Ajutor! Să-i spun lui Oscar! Oh, ce-am făcut? Am greșit numărul! Îți repet, nu mă duc! Trebuie să verific eficacitatea radarului meu! Vaccinați-vă fără mine! Nu ești deloc serios. Ei, și? Marten, te previn, dacă vei cădea la pat cu febră, eu nu voi face pe infirmiera, da? Hă? Alo, Miss Clarice? Ce? Cum sunt? Miss Clarice! Miss Clarice, răspundeți-mi! Eu sunt doctor Frank, cea care vindecă toate bolile. Toată lumea trebuie să recunoască asta și să mă asculte! Ce e cu ei? Băi, să fie! Toți sunt la pământ! Să plecăm, să nu se creadă cumva că noi am făcut asta. Da, da! Și voi trebuie să vă supuneți voinței mele, pentru că eu știu ce e bine pentru voi. Nu vreau injecție! Farmacia, să ne ascundem acolo. Oh, ce înseamnă asta? Credeți că puteți să mă jefuiți așa? Afară de aici! Vrem doar să ne ascundem. Doctorița vrea să ne facă injecție. Ce poveste mai e și asta? Afară! Haideți, afară, afară! Afară cu voi! Halal, ascunzătoare! Sunt doar adormiți, dar e imposibil să-i trezim. Și Clarice e adormită, ciudat. Totul e ciudat. Ia uite, doarme Buștean. Au venit pentru un simplu vaccin și au ajuns cu toții ca frumoasa din pădurea adormită. Doctorița nu e aici, am căutat-o peste tot. Poate le-a prescris tuturor o cură de somn. S-o căutăm pe doctoriță. Da, să mergem, sunt sigură că ea ne va da o explicație rațională. Nu, tu rămâi aici în caz că se întoarce. Oh, mereu mă lasă pe din afară. E prea liniște, nu ți se pare ciudat? Fiecare într-o direcție. Oh! Oh, doamne doctor! Mă bucur că vă văd! E timpul să te vaccinezi, Claudette! Toată lumea trebuie să asculte sfaturile mele! Dar de ce îmi spuneți asta? Știți bine că sunt deja vaccinată! Oh, nu, opriți-vă! Vino! Doctorița aia țignită n-o să ne găsească aici! Grăbește-te! Claudette, răspunde! Toate sunt la loc și nu s-a furat nimic! O epidemie? Repede! Alo, Marten? Cum te simți? Bine, de ce? Pentru că e foarte grav. Ne întâlnim la Katia, pe curând. Ei, Oscar, concetățenii tăi au nevoie de tine. Vei fi tu prințul din poveste? Onoarea mea, cad toți ca muștele. Să acceptăm realitatea. Oscar are dreptate, avem o problemă. Ai avut o idee genială cu camionul frigorific. Datorită ție ne vom transforma într-un sloi de gheață. Gata, gata, fac ce pot. Hai, m-am săturat, hai să ieșim. Dar ce facem cu asta? Nici o grijă, știm să fim discreți, nu? Da, noi suntem cei mai buni! Hmm.
Ei, priviți acolo! Oh. Sunt perfecte! Cu astea putem fi liniștiți! Doctorița nu va putea să ne înțepe! Frații Cerber? Și în plină formă! Biju, ai grijă pe unde calci! Hei, băieți! Îmi pare rău, dar e închis! O clipă, n-am fost serviți! Ce v-a apucat? Vă faceți cumpărăturile acum când jumătate din oraș a dormit? Păi, de fapt... Totul e din cauza injecțiilor! Hei, Biju, ești atât de gras încât ai dat-o gata! Mișcați-vă până nu se trezește! Eu o ascund! Gata, nu s-a întâmplat nimic! Ce caragios! Și pe deasupra vi se potrivesc! Ești cam încordat, Oscar! Scuză-mă, dar te-am văzut de departe. Uf, tu erai... Scuză-mă, dar orașul ăsta fantom îmi dă fiori. Ei, ai găsit-o pe doctoriță? Nu, dar Claudette e în aceea stare ca și cei de la dispensar. Katia, ești aici? Dar ce? Oscar, repede! Epidemia! Nu! Nu se poate! Katia, trezește-te! Haide, Marten, fii curajos, până la urmă îl vom găsi pe făptaș. Katia! Hai, stai liniștită! Agresorii! Cerber! Frații Cerber? Katia, spune-ne, cu ce te-au adormit? Cu siguranță au răpit-o pe doctoriță ca să o oblige să le dea un medicament special. De ce au făcut asta? Ca să fure! A? Asta e meseria lor! Nu, nu s-a furat nimic, exact ca la farmacie. Vom folosi avionul meu. Avionul tău? Da! Datorită noului meu radar, îi vom depista pe frații Cerber. Marten, nu putem să o lăsăm singură pe Katia. Da? Și cine crezi că va rezolva problema dacă toată lumea doarme? Ai dreptate, trebuie să-i găsim pe ticăloși. Doamne doctor, tocmai voiam să vă chem la infirmerie ca să-i vaccinați pe copii. Eu sunt doctorița care vindecă toate bolile. Toată lumea trebuie să mă asculte! Nu înțeleg! Acum vrei să jefuiești orașul? Trebuie să profităm, nu o să mai avem o ocazie ca asta! Văd că sunteți doi fricoși! Nu, e periculos! Autoservire! Nu crezi că e riscant? Dimpotrivă, nu vom fi deranjați pentru că doctorița a trecut deja pe aici. Ce neîndemânatic e Biju! Ia uite, au luat costumele! Oare de ce? Nu mai contează! Ei, vedeți că aveam dreptate! Și acum? La bancă! Da? Credeam că vrei acasă! Doamne doctor! Toată lumea trebuie să mă asculte! Stați! N-am visat! Dar era... era chiar ea! Haideți, băieți, avem cale liberă. Iată-vă,
Vai de mine, Katia! Oh. Bună, Katia, ce mai faci? Înțepătoare, acolo! Deci asta voiați cu costumele mele? Atenție! Acolo. Da, da, știu! Acolo, vin aici! Acolo. Toată lumea trebuie să mă asculte! Vă rog, dați-mi seringa! Trebuie să o ajutăm pe Katia. Da! Ei, gata cu gluma! Dă-ne seringa! Ei, ne-o dai azi sau mâine? După mine! Nici vorbă! Trebuie să o ștergem! Mai repede, băieți, s-o prindem! S-o încercuim! Luați-o pe acolo! Ei, vezi ceva? Ai făcut cum ți-am spus? Nu, că e destul de complicat cu butoanele astea. Oscar! Ai răbdare, știi că tehnica nu e punctul meu forte. Oh, nu! Am pierdut-o! Marten! Hei, Marten! Sunt aici! Se mișcă ceva! Vezi, nu e complicat deloc! Parcă e urm! Uite, e Katia! Ești de afară? Bineînțeles, de ce? Am fost la magazinul tău. Am crezut că te-au adormit ca și pe ceilalți. Așa că am plecat în căutarea fraților Cerber. Și m-ați lăsat singură. Păi totuși n-am aflat încă. Doctorița Franca a adormit orașul. Ce? Ești sigură? Sigură? Era cât pe ce să-mi facă injecția. Ah, nici ție nu-ți plac? În orice caz pot să vă spun că parcă nu era ea. Oscar, presupun că vei spune că e stăpânită de o forță pe care nu o poate controla. Nu e prima oară când unul din concetățenii noștri e vrăjit. Ar trebui să-i întindem o capcană. Și tu vei fi momeala. M-am săturat de ocolișurile astea. Mai taci! Și pe mine mă dor picioarele. Dar cel puțin am scăpat de injecție. Wow! Exact ce ne trebuia. Avionul lui Marten. Frații Cerber te-au lăsat baltă în plină urmărire. Și mi-au luat costumele de scafandru ca să prădeze orașul. Ia te uită, vorbești de lup? Dar de-abia am chemat-o pe doctoriță. A sosit? Nu, frații Cerber. Merg eu, am o mică socoteală cu ei. N-am putea să-i întindem capcana mai târziu? Haideți, mișcați-vă odată! Oh, nu, n-o să-mi scape! Dar nu încăpem! Nicio grijă, fără costume, încăpem! Care pe care, băieți? Mă simt mult mai ușor! Zarna, Biju, ajutați-mă, s-a înțepenit! Au! Gata! Dacă mă mai prefac, chiar mă îmbolnăvesc. Ești gata? Bine, nu mișca. Oscar, ce faci? Dar... Eu sunt doctorul, toată lumea trebuie să mă asculte!
Marten, știi că e foarte important să mă asculți. Trebuie să te supui. De parcă ar avea de ales. Spirit malefic, îndepărtează-te. Sunteți doctorița Frank. Treziți-vă. Hei, Oscar, nu mă lăsa! Nu! Ah, mulțumesc, prieteni! Voi priviți! Și frații Cerber? Vor sta liniștiți multă vreme. I-au trimis în țara viselor cu pulberea ta de adormit, fluturi. Îmi pare rău. Vraja aceea era mai puternică decât mine. Fără ajutorul vostru nu scăpam. Doctore, e rândul dumneavoastră? Merit o injecție după câte necazuri v-am făcut. Știți, locotenente, de acum înainte le voi explica mai bine pacienților mei de ce le dau asemenea sfaturi. Sunt curioasă cum a ajuns doctorița în starea aceea. Încă o enigmă la care într-o zi vom găsi un răspuns. Da, Oscar, poate într-o zi. Mai vedem. Au dublat în limba română actorii: Ana Maria Vlad, Daniel Vulcu, Iona Brudan, Richard Balint, Andrian Locovei, Geo Dinescu, Rin Tripa, Florin Stan, Mariana Presecan și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea: Ioana Chiba. Regia: Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.